Festivalul Internațional al Muzicii Mecanice de la Iași reunește colecționari, restauratori și pasionați de muzică mecanică din întreaga lume. Evenimentul a ajuns la 14-a ediție și se desfășoară până pe 22 septembrie. Este deja a 14-a ediție, o ediție care sigur reunește o serie de colecționari, muzeografi, conservatori, cercetători, cântăreți de stradă. Este un eveniment oarecum unic în peisajul festivalurilor de muzică mecanică care se organizează în Europa, pentru că noi am gândit acest proiect și din punctul nostru de vedere pentru a valorifica colecția pe care o avem, colecția de instrumente de muzică mecanică și de a afla noi căi de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal. Programul celor trei zile este foarte diversificat. De la ora 3 putem vedea artiștii flașnetari pe esplanada din fața Palatului Culturii. Vom avea prezențe din Slovenia, Slovacia, Polonia, Ungaria, Germania și Republica Moldova. Sigur, este un punct de atracție important pentru evenimentul din seara zilei de sâmbătă, 21 septembrie. Duminică avem la fel dimineața un concert al flașnetarilor, tot pe esplanada Palatului Culturii, dacă vremea este frumoasă, dacă nu o să fim în interior, în sălile din, în special în holul central al Palatului Culturii. Continuăm cu o plimbare cu tramvaiul de epocă, în special cu cei care au venit din Europa. După amiaza este dedicată copiilor, avem un teatru de modă, avem momente coreografice și la sfârșit încheiem cu un moment de jazz. Evenimentul care se desfășoară la Palatul Culturii oferă o ocazie unică de a redescoperi farmecul muzicii mecanice și de a aprecia măiestria tehnologică din spatele acestor instrumente fascinante. Festivalul Internațional al Muzicii Mecanice continuă să inspire și să încânte publicul, păstrând vie o tradiție artistică aparte.